Hai că era și timpul să mai mergem prin oraș și să vedem ce mai găsim pe aici. Că n-am mai făcut de ceva vreme un vlog din Iași. Așa că da. Azi m-am decis să fac în sfârșit clipul pe care îl doream. Să-l fac de vreo câteva luni de acum, și anume clipul cu Kiwans. Și anume locul din Iași, care este considerat a fi unul cu cele mai bune shawarme. Hai să mergem la Kiwans să vedem care e faza cu shawarma de acolo, să vedem cum arată locația și bineînțeles să testăm shawarma. Ca să vedem dacă se ridică la nivelul ăla despre care am auzit sau nu. Atunci când am făcut clipul acela cu cea mai bună shawarma din Iași, care este și acum printre cele mai populare de aici, aș fi vrut să pun și Kiwans în acel clip. Nu am reușit pentru că deja aveam 5 shawarmerii în clipul respectiv. Chiar de atunci mă gândeam să fac un clip cu Kiwans, dar iată că de-abia acum reușesc să-l fac. Oricum, mai bine mai târziu decât niciodată. Kiwans practic este un restaurant de fast food din Iași, care oferă o mulțime de preparate interesante. De la, bineînțeles, shawarma de pui, până la meniuri falafel, shawarma, saj, cheeseburger, burger, dar și meniuri. Chiar de cheeseburger sau burger. Practic găsești cam tot ce vrea sufletelul tău aici. Neavând o sursă de unde să vă zic istoricul Kiwans, că aparent băieții ăștia n-au un site, am recurs la Urban Dictionary. Bine, nu chiar, dar pe scurt, ăsta e locul pentru cei din Iași, unde ajungi după ce ești țapăn de la spirală, după o noapte de pomină. Practic e locul de shawarma de după bar, care e foarte apreciat aparent. Așa că da, asta a fost alegerea mea de azi. Și da, acestea fiind zise, cu talent, determinare, pasiune și toate cele, am pornit către Kiwans în Iași. E o vreme extrem de călduroasă azi. Da, mă duc acum mai seara puțin la shawarmeria acolo să vedem care e situația. Ideea este că mi s-a recomandat nu neapărat o shawarma, ci o pizza shawarma. O încerc pe acolo. O să încerc un fel de combinație între pizza și shawarma. Basically. Să vedem care e situația și cum o să fie. Dar, da, nu știu cum e cu terasa acolo, că s-ar putea să fie multă lume fiind sâmbătă seara, dar hai că vedem. Și am ajuns și m-am întâmpinat meniul ăla de la intrare pentru a vedea exact ceea ce vreau de acolo. Bă, ce să vă zic, prețuri chiar destul de accesibile, așa. Nu au prețuri mari, probabil și de aici faima locului, așa. Și da, am intrat, mi-a plăcut copacul acela, care creștea efectiv din terasă. Singura problemă era că afară era foarte cald. Dar am zis că stau oricum la terasă, că surprinzător erau și destul de puține persoane atunci. De fapt, erau doar 3 persoane. Procedura de comandă totuși a fost puțin cam ciudățică, așa. A trebuit să intru înăuntru să comand, iar apoi a trebuit să mă așez și să aștept până ce îmi vine comanda. Ceea ce mi-a zis clar că avem de face cu o shawarmerie aici. On the go, mai mult decât un restaurant, efectiv. Mi-am luat și acest minunat Pepsi rece, care era de vis la 40 de grade, câte erau atunci afară. S-a făcut comanda acum, hai să vedem servirea și asta. Am luat pizza shawarma, ea. Mi-așa vă că mă prea lumea pe la terasă pe aici, să o să mănânc în voi bună. Am comandat-o din interior și acum aștept. Sunt 40 grade afară să o ia. E minunat. O pizza shawarma și un Pepsi au costat minunata sumă de 45 de lei împreună. V-am zis că 45 de grade e bine. Prețul la fel, tot 45. Pentru pizza shawarma și această minunată cola. Deci da, mai vedem care-i treaba. Pepsi, mă rog, whatever. Bă, ce să vă zic, legat de interior, destul de nice așa. Singura problemă este că, având în vedere temperatura, nu prea-ți venea să stai la terasă. Dar și înăuntru era destul de cald, pentru că acolo se făceau shawarmele, așa că da. Am ales totuși locul ăsta ca să degust această pizza shawarma. Și da, a sosit și cam așa se prezenta. O pizza în cantități corespunzătoare, cu multă mozzarella, carne de vită de la shawarma, ciuperci, măsline și roșii. Vreo 500 de grame avea, plus sosul. Bă, ce să vă zic, știu că tipurile de aici pare puțin ars așa, dar efectiv e carnea de la shawarma în ea și nu era nimic ars. Bă, ce să vă zic, așa la prima vedere arată foarte bine, bă, cum a venit sosul ăsta. Da, arată bine. Mi-a tras totuși atenția sosul, care din nou bănuiesc era mai mult pentru shawarma așa. Dar na, având o textură mai groasă, așa lucrul ăsta m-a incomodat puțin la turnarea sosului pe pizza. Practic nu prea aveai cum, sincer. Și astfel a venit prima gură. Hai să vedem. Let's see. Cheers. Da, e bună. Chiar are aroma aia de, adică gen carnea de shawarma și servirea de pizza. Deci da, e nice. Hai că o bag și vă zic părerea. Da. Și da, ce să vă zic, mi-a plăcut. Chiar e ceva combinație de shawarma cu pizza. Deși puțin acum, sincer, la vreo 40 de grade, cât erau atunci, combinația asta de mozzarella și carne de shawarma e cam greu aia așa. Cred că ar fi intrat mai fain dacă era și mai rece afară. Ceea ce vă pot spune este că totuși am mâncat bine. Chiar e o pizza shawarma în adevăratul sens al cuvântului. Iar după o beție sunt convins că intră fain tare asta. Terminat-o, da, acum la 40 de grade, la prima impresie așa, când o bag, gen terasa nu e închisă sau ceva aici, efectiv e greu aia. Nu știu, merge când e mai răcoare afară sau când e, nu știu, mi se pare gen cam greu de mâncat acum când e foarte cald. Dar bună, overall așa, mi-a plăcut.
E o combinație, da, mai interesantă așa, între shawarma și pizza sau ea. Din punctul ăsta de vedere, cred că au făcut o treabă foarte bună. Da, da, e bun, merge mâncată. Aș mai veni, gen, să mai iau, dacă mai vreau ceva așa, o combinație în asta mai exotică, de tip pizza cu shawarma. Și da, merge încercat așa, de curiozitate. Doar că, parcă, nu știu, după mine, așa, aș separa totuși shawarma de pizza, în general. Adică, dacă le aduci pe astea împreună, și anume multă brânză, carne de shawarma și sos de maioneză, plus blat, e mai mult așa, oricum. Dar, pe total, ce să vă zic, a mers destul de bine. Bă, gata, s-o băgat. Am plecat. Bă, ce să vă zic, așa că o concluzie bună, pizza, o să vă zic și în clip, când o să le editez așa. Bună, merge, dar nu prea s-o potrivit așa sub 40 grade afară. Da, merge. E o combinație așa mai interesantă, pizza cu shawarma așa, adică gen avea bucățele de carne, erau de shawarma. Din shawarma cumva, dar gustoasă, shawarma și nice. Și da, concluzia este clară. Această pizza shawarma de la Kiwans, din ea și primește un 8 din 10 banane. Pentru gust, preț și pentru faptul că chiar te lasă full așa după ce o mănânci. Pentru service și procedura de comandă, un 7,5 din 10 banane. Iar pentru locație, sincer, copacul ăla mi-a plăcut cel mai mult de la locație, dar na, fiind foarte cald, un 6,9 din 10 banane. Și da, avem un total de 7,5 din 10 banane pentru toată această experiență. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat, iar dacă veți rupe butonul de subscribe, voi aprecia acest gest al vostru pentru totdeauna. Să aveți o zi minunată!